A intrat Ana Maria Roman la vârsta frumoasă de 19 ani. O vârstă care putea să aibă o altă împlinire, o altă direcție, un alt sens. Dar această frumoasă vârstă a zis, vreau să mă împac cu Dumnezeu intrând în apa botezului. Ar vrea, Ana Maria, să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este și Mântuitorul tău. Crezi că a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Ana Maria, vreau să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, până când vrei să păstrezi acest frumos legământ? Până în veșnicie. Domnul să te ajute la aceasta. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, vrem să închinăm această frumoasă decizie prin botezul pocăinței, la care dorim ca Domnul să ajute. Amin. În vârstă de? 20 de ani. 20 de ani. Un tânăr cu viitorul înainte, un tânăr care am stat de vorbă cu el și spunea, știi, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă botez, dar trebuie să o fac cum trebuie, nu sunt pregătit. Dar a venit momentul în care s-a decis și în seara aceasta se află în apa botezului. Doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Și îi voi pune câteva întrebări. Și doresc ca Domnul să-l ajute să răspundă. Frate Vasi, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că a murit și pentru păcatele tale și ți le-a iertat? Da, cred. Pe baza mărturisirii tale, aș vrea să spui public, până când vrei să slujești Domnului? Până în veșnicie. Domnul Iisus să te ajute. Pe baza mărturisirii tale, care ai făcut-o public, în fața celor care ne văd și în fața celor care nu ne văd, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Momentul dorințelor pe care le-ai avut de atâta vreme și astăzi să fii bucuria celor din casa ta, apoi bisericii tinerilor de aici, de ce nu tuturor celor care asistă astăzi la acest botez nou testamental. N-am alte cuvinte și întrebări decât aceleași pe care le-am spus și Anei Maria, sigur că cuvinte pe care fac referință la Mântuitorul Iisus Hristos. Și la tine personal. Ți-aș pune aceeași întrebare, dacă crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi căci El pentru tine a plătit un preț ca tu astăzi să ai viață? Da, cred. Aș vrea să știm împreună decizia aceasta pe care ai luat-o, până când vrei să fie? Tot restul vieții. Tot restul vieții. Ai primit această, eu zic, întrebare cu bucurie și cu zâmbet. Dorim ca, cu adevărat, toată viața să-i slujești Domnului. Să devii un mesager în casa Lui și să pot să fii un exemplu și pentru cei din casă și colegii tăi de serviciu liber. Dumnezeu să-ți ajute. Amin.
află fratele Alex și ne va spune el vârsta. 25. 25 de ani. Slăvit să fie Domnul. O vârstă frumoasă. Crezi că vârsta ta este o vârstă potrivită să încheie acest legământ în apa botezului? Da. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să spun câteva întrebări și aș vrea să răspund așa cum de deamnă inima. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că atunci când a murit pe cruce, a murit și pentru tine? Da, cred. Crezi că prin sângele de pe cruce a avut putere să spele și păcatele tale? Da, cred. Și crezi că dacă vei încheia acest legământ, Dumnezeu poate să facă din tine un slujitor al Său? Da, cred. Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, vrem să te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rudenile tale și sigur că a devenit o bucurie în casa lor. A devenit o bucurie și în biserica locală de aici, la această fragedă vârstă, te-ai hotărât să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Crezi că acest legământ este valabil pentru tine vederea mântuirii și crezi din toată inima? Da, din toată inima. Ți-aș pune întrebarea, așa de vreme, la 16 ani, Dumnezeu poate să-ți dea ani foarte mulți. Dar în fața martorilor văzut și nevăzuți. Pun întrebarea, până când vrei să slujești pe Domnul? Până în veșnicie. Veșnicie. Am vrea să dorim cu toți acest lucru ca pe Gabi, care la această frumoasă vârstă a intrat în apa botezului, Domnul să-l ajute până la capătul tău. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Fratele Cristi v-a mulțumit Domnului pentru această frumoasă zi de ultimă duminică din anul 2019. Un timp rodnic de mulțumire pentru biserica din Parța, fapt pe care ne-a determinat să fim într-un mare așa de frumos, să ne bucurăm de această frumoasă sărbătoare. Spunem încă de aici, din acest loc, slăvit să fie Domnul. Prin fratele Cristi, ridicându-ne în picioare, vă mulțumim pentru momentul botezului. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Doamne, venim cu mulțumire în această seară. Pentru acest timp de părtășie și această bucurie care ne-ai dăruit-o, Doamne. Îți mulțumim că la sfârșit de an, Doamne, i-ai ajutat pe acest tineri să înceapă un nou drum, Doamne. Îți mulțumim pentru decizia lor, Doamne, și îți mulțumim că ai putut, Doamne, să-i protejezi până la acest moment, să poată să încheie acest legământ în apa botezului, în fața noastră tuturor, Doamne, dar și înaintea Ta. Îți mulțumim pentru această lucrare, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i însoțești, Doamne,
Ne rugăm în mod special pentru ei, încredințăm în brațul Tău, în noul drum pe care l-am început cu Tine. Amin. Îți mulțumim pentru această mărturie, Doamne, pe care au adus-o înaintea Ta și înaintea celor care, Doamne, au urmărit. Doamne, Te rog, Doamne, să-i însoțești și să-i călăuzești, Doamne, să-i păzești de cel rău, Doamne, și Te rog să-i ajut să Te slujească așa cum au promis toată viața lor, Doamne. De asemenea, Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe cei ce, Doamne, sunt aici, Doamne, și poate, Doamne, sunt la răscruși de drumuri, Doamne. Ajută-i, Doamne, să găsească, Doamne, calea mântuirii, Doamne. Ajută-i să încheie și legământ cu Tine, Doamne. Și, Doamne, am vrea, Doamne, ca Tu să schimbi viața noastră tuturor. Îți mulțumim pentru resursele Tale. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Îți mulțumim că ne-ai dat o viață minunată până aici. Și am vrea de aici înainte, Doamne, să mergem tot cu Tine. Iar pentru cei ce, Doamne, Dumnezeu poate nu Te-au avut în fiecare zi, Doamne, Te rog, Doamne, să-i ajuți, Doamne, să Te aleagă pe Tine în fiecare zi de acum înainte. Binecuvintează pe toți cei ce au fost prezenți, Doamne. Și fii cu noi, Doamne, Dumnezeule. Și ajută-ne, Doamne, să putem ca într-o zi, Doamne, să ne bucurăm de o sărbătoare mai frumoasă ca aceasta în împărăția Ta. Până atunci, Doamne, avem nevoie de harul Tău. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Vrem să Te slăvim pe Tine, Tată din ceruri, pentru mântuirea care ne-ai dat-o prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Și îți mulțumim pentru călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. A Ta să fie slavă, gloria, mărirea și onoarea în veci, de acum și până în veci. Preocupați locurile și în acest timp, fratele Adi cu soția, vă lăuda pe Domnul Botântare, chiar două ar vrea să amintesc, candidații s-au dus să se reechipeze, vor veni aici în față și sigur vom face apoi ultima parte de încheiere, dar am vrea să rămânem tot atât cât suntem acum în sală, întrucât avem și ultima parte pe care vrem să o avem împreună în acest loc. Rog pe Adi și pe Ana. Vreau să trăiesc în alt loc, căci viața mi-a spus că e greu să stau separat de Hristos și altfel nu vreau să trăiesc. Nu vreau să trăiesc în alt loc, căci viața mi-a spus I'm
vrem să avem înmânarea unui certificat de botez, care sună așa de frumos și probabil că, nu știu dacă veți spune ramă neapărat, dar în ungher poate uitat undeva, când doar îl veți găsi și veți spune, oh, ce zi a fost de aceea pentru mine. Acest certificat sună fel următor, pe baza propriei mărturisiri, de pocăință și credință în Domnul Iisus, în ascultare de cuvântul Domnului, numele celuia care primește acest certificat. Am fost botezat în public în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Motoul acestui certificat este acesta. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, spunea Domnul Iisus. Cuvânt scris în Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Cred că nu este un cuvânt mai frumos de salut pentru cei 5 candidați, care acest certificat va fi un certificat de aducere aminte, dar el să vă conducă până în cer. Amin. Ana Maria.